Conform celor mai recente studii, nouă românilor nu prea ne place să mergem la medicul stomatolog, deși tratamentele sunt complet nedureroase și eficiente. Alături de mine este doamna dr. Ana Maria Gâtă, medic specialist parodontologie, iar astăzi vom vorbi despre laserul în stomatologie. Chiar se poate să ajungem la medicul dentist și să plecăm fără nicio durere? Se poate. Acum, cu noile tehnologii apărute în stomatologie, lucrul ăsta este foarte ușor de realizat. Pentru că tratamentele pot să fie nedureroase, minim invazive, fără sângerare, fără să se umfle pacientul, fără să fie nevoie de sutură. Și atunci vizita la stomatolog a devenit mult mai plăcută și fără stres și fără durere comparativ cu anii trecuți. Mai există acel sunet de pregă? Dacă folosim laserul, nu. Pentru că cu ajutorul laserului putem să tratăm și cariile dentare cu ajutorul unui vârf de laser care înlocuiește total zgomotul acesta supărător, să spun așa, și amenințător pentru anumiți pacienți, zgomotul de freză. Ne ajută tehnologia asta în aproape orice procedură pe care o facem în cabinetul stomatologic, fie că este vorba de terapie parodontală, atunci când tratăm o boală parodontală și pungi parodontale prezente sub gingivale, fie că este vorba de un tratament de canal, fie că e vorba de estetică dentară, putem să îndepărtăm lucrări protetice vechi. Dacă avem niște fațete care nu ne mai plac și vrem să le schimbăm, se pot îndepărta fără să fie alterat absolut deloc dintele natural. Boala parodontală afectează peste 50% din populația globală. Și dintre aceștia, aproximativ 20% din pacienți dezvoltă o formă gravă care poate să ducă la pierderea tuturor dinților. Este una dintre cele mai comune afecțiuni dentare prezente în rândul populației. Laserul ne ajută foarte mult în tratarea bolii parodontale, într-adevăr, pentru că rezultatele sunt mult mai predictibile comparativ cu tratamentul clasic. Potrivit unui studiu făcut de Organizația Mondială a Sănătății, peste 30% din populația globală a pierdut cel puțin un dinte. Inserarea implantului acum este foarte ușoară și foarte puțin traumatică pentru pacient și este o soluție foarte utilă pentru rezolvarea situațiilor în care avem o pierdere dentară. Pacienții nu mai trebuie să stea fără dinți, pentru că asta poate să ducă și la defecte de vorbire și de ordin psihologic. Sunt mulți pacienți care suferă trauma pierderii dinților. Sunt mulți pacienți care refuză să mai zâmbească pentru că nu vor să se vadă dintele pierdut.